Autoritățile locale din Mioveni au început o serie de lucrări ce prevăd restilizarea parcurilor din localitate. Astfel, micuții se vor putea bucura în curând de elemente noi de joacă, dar și de condiții mai bune care îi vor ajuta să nu se rănească. Cele 7 parcuri din cartierul Mioveni vor fi restilizate, însemnând schimbarea tuturor elementelor de joacă, îmbunătățirea cu anumite elemente noi de joacă, cu suprafață de tartan în care să eliminăm bitumul, pietrișul și de nu a mai fi în unele cazuri pentru copiii mici cu afecțiuni cronice dăunător această suprafață cu praf. În acest moment se lucrează la modernizarea parcului din zona Școala Veche, un loc de joacă frecventat de mulți copii, care speră ca elementele de joacă să nu mai fie distruse de cei mari. Sperăm să nu le rupă. Cine le rupe? Cine distruge? Cei mai mari sau da, și cei mai mari? De, era și regulamentul pe topogan, cei peste 14 ani aveau voie, dar intrau și niște copii de, nu copii, oameni maturi de 20 de ani care îi rupeau leagănele, se agățau de toate. Pentru a preveni distrugerea elementelor de joacă, autoritățile vor lua măsuri în acest sens. Parcurile vor funcționa după un program bine stabilit, iar poliția locală va supraveghea fiecare loc de joacă, atât ziua cât și noaptea. Încercăm ca patind de noapte să le securizăm prin închiderea porților. Deci fiecare parc care va fi dat în folosință va fi predat poliției locale. Probabil că va fi deschis dimineața la ora 8 și probabil că intrând acum în toamnă-iarnă vor fi închise la orele 20-21. Lucrările de modernizare au început din zona Aur, iar până la începutul lunii octombrie autoritățile au deamenajat 7 parcuri pentru ca cei mici să se poată juca în siguranță.